Să deschidem acum Biblia și să citim cuvântul. Vom lectura din Predica de pe Munte, Matei, capitolul 5. Vom citi versetul 1, versetul 2 și versetul 3. Acest cuvânt este prostit de Domnul nostru Hristos, un pasaj pe care în seara aceasta îl vom avea în atenție. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucinicii s-au apropiat lui, s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Amin. Torcându-mă la pasajul pe care l-am citit, dintre vorbele Domnului Isus, este versetul 3, Fericerei cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Pasajul acesta, versetul acesta, este cuvântul de deschidere a predicii de pe munte. Predica de pe munte este textul fundamental al Noului Testament, privitor la învățătura Domnului nostru Isus. pasaj în care Domnul Isus ne învață despre sensul adevăratei fericiri, care se măsoară cu totul altfel decât înțeleg oamenii fericirea în acest pasaj, în această predică așezată în Matei 5, 6 și 7, Domnul ne învață despre misiunea creștinilor în lume. El a spus că suntem chemați să fim lumină a lumii, că faptele noastre trebuie să lumineze înaintea oamenilor. Apoi ne-a învățat cum să înțelegem cele 10 porunci. Domnul Isus adâncește înțelesul lor, arătând că împlinirea și încălcarea poruncii lui Dumnezeu pornește din inimă, ea nu se rezumă, nu se limitează la acte exterioare, ci se adâncește profund în gândurile și simțirile și atitudinile oamenilor. Tot în această predică, Domnul Isus ne-a învățat să fim oameni de cuvânt. El a zis, da-l vostru să fie da, nu, să fie nu. Ne-a învățat să nu jurăm. El a interzis jurământul din pricina faptului că oamenii simt să jure atunci când le lipsește credibilitatea, integritatea. Cumva lipsa de credibilitate este compensată cu jurământ. Și cu minciuna vicleană și s-a ascuns chiar în jurământ, Domnul Iisus îi îndepărtează casa, cu ea cu tot. Și a spus să nu jurați, Darul vostru să fie da, nu să fie nu. Cu alte cuvinte, fiți oameni de cuvânt. Apoi ne-a învățat cum să ne raportăm în situația cu totul nefericită când cineva unilateral ne declară război, alege să ne fie dușman. Domnul Iisus ne-a învățat să iubim pe dușmanii noștri. Apoi ne-a învățat cum să ne rugăm. Ne-a învățat cum să postim. În această pildă apoi ne-a îndemnat să ne strângem comori. Cineva a citit în grabă și a zis că nu e așa. Domnul Isus este împotriva strânsului comorilor. Dacă citim cu atenție, Domnul Isus nu e deloc împotrivă, ci e împotriva unui fel neînțelept de a strânge comori. El a zis, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Deci Domnul Isus nu e împotrivă, ci e ceva în genul, dacă și așa v-ați pornit să strângeți comori, vă dau ideea cea bună, strângeți ce dăinuie. Acesta ar fi înțelesul cuvântului. Apoi ne-a îndemnat să ne așezăm prioritățile cum trebuie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, a spus Domnul Isus, ne-a învățat să fim toleranți, să nu judecăm, să nu ne judecăm între noi în chestiuni esențiale. Când El a zis, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu a avut în vedere atitudinea față de păcate, că pe acestea le-a lămurit. În situații foarte explicite în cuvânt, zicând: Dacă cineva vede pe fratele său păcătuind, du-te la el și ustrăl. Asta este. În start o judecată. Dar aici s-a referit la acele chestiuni care țin mai degrabă de libertate de conștiință. Nu judeca pe cel care e găsit bine înaintea lui Dumnezeu cum e și tu ești cum ești, răbdați-vă așa unul pe altul, îngăduiți-vă așa unul pe altul ca nu cumva din discordiile acestea cei de afară să afle și să se întoarcă împotriva voastră și să vă sfâșie, precum fac câinii, așa a spus Isus. Apoi ne-a învățat să ne rugăm, să stăluim în rugăciune, ne-a atenționat cu privire la pericolul care vine din partea prorocilor mincinoși, ne-a învățat și cum să-i deosebim, și a încheiat această pildă, această predică, vorbindu-ne despre casa zidită pe stâncă, el a spus că cel care își pune casa pe stâncă e ca acela care aude cuvântul și îl împlinește. Un cititor grăbit ar spune că stânca este Hristos, dar nu e așa. În altă parte, da, la Apostolul Pavel stânca este Hristos, dar aici stânca este binomul auzire-împlinire. Auzire-împlinire, asta e stânca. Adică omul care aude predica de pe munte, și decide să trăiască așa cum a înțeles predica de pe munte, e omul care și-a pus casa pe stâncă. Cel doar care aude predica, îi place cum sună predica, dar nu hotărăște să trăiască în acord cu predica, e cel ce și-a pus casa pe nisip. În contextul acesta, stânca e auzire și ascultare pus împreună. Din toată această frumoasă predică a Domnului nostru Isus, noi am citit în această seară doar primul verset. Fericirea cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. În aproximativ 30, maxim 40 de minute vom uh, cerceta această zicere a Domnului nostru Isus cu întrebarea ce să însemne oare această enigmatică expresie sărac în duh, fericirea cei săraci în duh. Miza este foarte mare, implicațiile sunt majore, căci a lor este împărăția cerurilor. Prin urmare, nu e tot una să fii sărac în duh sau nu. Dacă implicațiile sunt așa de mari, cei săraci în duh având ca binecuvântare și răsplată de la Dumnezeu împărăția cerurilor, e foarte important să știi ce înseamnă sărac în duh și mai ales să fii sărac în duh. Pe de altă parte, cuvântul grecesc de aici, cuvântul sărac, îi are în vedere pe acei săraci care se găsesc într-o situație de totală dependență de mila celor din jur. Nu e vorba de orice fel de sărac, ci este vorba de cei mai săraci dintre săraci. Grecescul tocos înseamnă om ajuns la limită. El s-ar putea să lucreze cu ziua, ce muncește azi, plata o primește pe seară, pâinea de mâine este asigurată cu câștigul de azi. Dar cine știe din ce pricini, omul s-a îmbolnăvit poate sau a apărut cine știe ce criză și n-a mai putut munci. Și așa a ajuns în situația în care nu mai are absolut nicio resursă. Viața lui depinde de mila celor din jur. Omul acesta este obligat din împrejurări să iasă la marginea drumului și să cerșească. Și dacă cineva îi dă are, dacă nu, nu. Acest cuvânt e folosit aici. Cuvânt care desemnează pe asemenea oameni. Dar nu e vorba de sărăcie materială, că altfel n-ar fi adausul sărăcie în duh, sărac în duh. Cercetând acest cuvânt, m-am am gândit că poate un titlu potrivit ar fi fericirea de a nu poseda nimic. Fericirea de a nu poseda nimic. În timp ce s-ar putea să stăpânești multe. Fericirea de a nu poseda nimic. Întâi ar trebui să facem o delimitare. Ce nu e sărac în duh? Cum n-ar trebui să înțelegem acest text? Două delimitări ar trebui făcute. Întâi, sărăcie în duh, nu îi sărac în duh, nu e cel fără minte. E acest înțeles, această interpretare, am auzit-o și eu, ați auzit-o și dumneavoastră, ea pornește de la expresia populară, sărac cu duhul, adică fără minte fără multă minte, fără discernământ. Un fel de om care n-a apucat să se dezvolte bine din punct de vedere psihic, din punct de vedere intelectual, a rămas așa în urmă, nu are discernământ, nu deosebește dreapta de stânga, e inocent. Ferice de cei care sunt în categoria aceasta, ferice de ei că nu pricep, că nu înțeleg, că nu văd, că nu aud, ferice de ei, oamenii ăștia merg în rai. Există această înțelegere, această interpretare. Sărac în duh nu e cel lipsit de minte, nu e cel ce nu s-a deprins din punct de vedere intelectual, nu e cel ce nu s-a dezvoltat cum trebuie, nu. Iisus se adresează ucenicilor săi, unor oameni care înțeleg bine despre ce este vorba. Cu privire la soarta acestor suflete, acestor semene ai noștri, care din punct de vedere psihic și intelectual nu sunt hăruiți ca noi, au starea lor și felul lor de a fi, cu privire la soarta sufletului lor, n-ar trebui să ne punem noi multe frământări și întrebări. Mă gândesc și nădăjduiesc că în Harul lui Dumnezeu, Domnul, va găsi pricini să aibă grijă de sufletele lor, cu siguranță. Că dacă nici legea omenească nu-i pedepsește, ci mai degrabă, chiar dacă fac lucruri rele, îi închid prin ospicii, îi tratează, au grijă de ei, va avea și Dumnezeu grija lui și cu asta nu ne bate mintea. În ce ne privește însă suntem din altă parte Și de altfel Aici ar trebui să ne batem mintea Sărac în duh prin urmare Nu e cel lipsit de minte A doua delimitare Care ar trebui făcută Ține de Relația cu lucrurile materiale Sărac în duh N-ar trebui să înțelegem Că e cel ce n-are bani E cel lipsit De proprietăți, de bunuri pământești Dacă Isus s-ar fi referit la acest fel de sărăcie, nu a mai avea adaosul în duh. Ar fi zis doar săraci. Și ar mai fi venit, poate, cu niște explicații suplimentare, în urma cărora toată lumea să priceapă că despre asta este vorba. Dar această formulare, fericire cei săraci în duh, ne obligă să căutăm înțelesul în altă parte decât în zona raportării la proprietăți, la bunuri materiale și la toate acestea. Pe de altă parte, Cuvântul Domnului ne arată lămurit că Dumnezeu a avut oamenii ai Săi, care din punct de vedere pământesc erau bogați. Și pe acei oameni bogăția nu i-a împiedicat să fie confirmați ca oameni lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Biblia ne spune că Dumnezeu a avut oameni care din punct de vedere pământesc au fost cu totul lipsiți. Pe oamenii aceștia, sărăcia nu i-a încurcat să fie plăcuți lui Dumnezeu. Iată oameni și de un fel și de altul. Între aceștia, dacă să ne referim la Noul Testament, este Lazar. Un om atât de lipsit încât cuvântul ne spune că s-a tras până la poarta bogatului care risipea în plăcerile lui și își dorea să mănânce firimiturile care cădeau de la masa bogatului. În vremea aceea, bogații când stăteau la câte o masă, aveau așa o masă nu prea înaltă de la pământ, cam atâta să fie, și pe cot sprijinit în jurul ei roată, stăteau mesenii, povesteau între ei și mâncau, era așa bucată de pâine scăzută, lată, așa, nedospită, rupeau din ea o bucată, muiau în ce era pe masă, mușcau și ce rămânea în mână se arunca sub masă. Astea erau firimiturile la care râvnea Lazar. Omul acesta, Lazar, un om de altfel la limită, lipsit din punct de vedere material, totuși a fost plăcut lui Dumnezeu. Iată că lipsurile materiale nu l au împiedicat să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Pe unde oameni împiedică. Pe de altă parte, Biblia ne vorbește despre oameni înstăriți, pe care avuțiile mari nu i-au împiedicat deloc să fie plăcuți lui Dumnezeu în rândul acestora l-am numit pe Iov, ce să mai vorbim de Avram? Dacă ar fi să ne referim la Avram, omul acesta a fost un om binecuvântat de Dumnezeu. Averile lui, ne spune Scriptura, au fost așa de mari și de numeroase și de diverse, încât a stârnit invidia împăraților din zilele acelea. Într-o zi, într-o circunstanță aparte, și-a înarmat slujitorii și-a pornit la război de eliberare a nepotului său, a familiei lui Lot și-a măsurat puterea cu armata a trei regi unite într-o singură armată și a bătut. Avram nu era oarecare. Avram era un om înstărit, un om influent, un om puternic, un om bogat. Și cu toate acestea, Avram primește confirmarea că este plăcut lui Dumnezeu. Vă rog să observați că în vremea aceea de început, în care Dumnezeu încă nu-și descoperise voia, nu era cunoscut așa cum îl știm noi acum, revelația era cu totul la început, Dumnezeu s-a uitat peste viața lui Avram, a găsit plăcere în viața lui Avram, i-a plăcut cum a vorbit Avram despre Dumnezeu, cum a trăit Avram înaintea lui Dumnezeu, i-a plăcut ce a poruncit Avram în legătură cu Dumnezeu, și la urmă Dumnezeu a zis, de aici înainte cât ori ține vremurile, vreau să fiu cunoscut ca Dumnezeul lui Avram. Să nu lucru puțin. Adică să se uite Dumnezeu la noi, să-i placă așa de mult felul în care umblăm și trăim, atât de mult încât să asocieze numele Lui Sfânt cu numele nostru. Cum ar fi, de exemplu, imaginează-ți, Mariana, cum noi putem vorbi așa în icoană de vorbire, ar zice Pavel, să, se, să, să, spună Dumnezeu, vreau să fiu știut peste vremuri ca Dumnezeul lui Marian Fedur. Avram, Isaac, Iacov. A pus numele acolo. Asta îmi spune mie că Dumnezeu l-a confirmat pe Avram. A recunoscut credincioșia lui Avram. Atât de mult încât domnul a ales să-l numească pe Avram tatăl celor credincioși. Nu-i puțin lucru. Cu toate acestea, Avram era bogat. Iată că pe Avram, bogăția nu l-a încurcat în a fi plăcut lui Dumnezeu. De aici tragem o concluzie. Sărac în duh nu ține decât bani are sau nare are cineva. Sărăcia în Duh trebuie definită în altă parte. Înțelesul trebuie căutat în altă parte. Sărac în Duh nu e cel ce n-are minte și nici cel ce n-are sau are banii. Înțelesul e altul. V-aș propune două înțelegeri ale acestui text. Sărac în Duh este cel ce se vede lipsit de merite. Sărac în Duh e omul smerit. Sărac în duh e sufletul care își înțelege povara, dependența de Dumnezeu, nevoia de har din partea lui Dumnezeu. Sărac în duh e acela care se smerește înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă e om cum se cade, chiar dacă e om drept, chiar dacă este un om care se luptă și trăiește neprihănit înaintea lui Dumnezeu. El nu se uită la acelea, și nici nu le invocă și nici nu le pune între el și Dumnezeu ca merite a lui. Sărac în duh e cel ce se vede lipsit, cu totul lipsit de merite. El depinde cu totul de mila lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu. Dacă îl ajută Dumnezeu, merge înainte. Dacă nu, nu. La polul opus ar fi cel care se vede merituos. La polul opus este acela care socoate calculează înaintea lui Dumnezeu meritele Lui. Într-o zi, Domnul Isus a spus o pildă care așează în fața noastră un contrast între cel sărac în Duh și cel altfel. Doi oameni, a spus Isus, s-au suit la Templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și a înșiruit, răpăreți, nedrepti, prea curvari. Sau chiar ca vameșul acesta. S-a rugat cu ochii deschiși, de aia l-a văzut. Omul acesta a mers înaintea lui Dumnezeu făcând două greșeli capitale. Prima greșeală capitală pe care a făcut-o e că și-a numărat succesul. A contabilizat reușitele lui. Eu postesc de două ori pe săptămână, eu dau zeciuială din toate veniturile mele, îți mulțumesc, Doamne. A doua greșeală capitală a fost că s-a comparat cu alții. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpăreți, nedrepti, prea curvari, ca vameșul acesta. Două greșeli mari. Greșeli în care mulți creștini din generația noastră cad. Adică dacă îi întrebi ei ce sunt, ei vor spune că suntem oameni cum se cade. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi nu suntem fiind întunericuri, noi suntem oameni de lume, noi, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și numai că suntem copiii lui Dumnezeu, dar noi și apoi exact pe acest tipar am băgat de seamă soiul acesta de greșeală printre frați. Ispita de a te compara cu alții și din comparația aceasta să ți se pară că ești pe plus. Iar acest plus de valoare pe care îl realizezi că l-ai avea din comparația cu alții, a treia greșeală fatală este că îl iei și îl pui între tine și Dumnezeu. Și spui lui Dumnezeu, eu sunt mai bună. Asta a fost greșeala acestui fariseu. Și din cauza acestei greșeli capitale a fost respins de Dumnezeu. În schimb, vameșul, om care am putea spune că este sărac în duh, cuvântul ne spune că stătea departe și nu îndrăznea nici să ridice ochii spre cer, își bătea, se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Omul acesta s-a dus acasă socotit de prihănit. Prin urmare, sărac în Duh e omul merit. Sărac în Duh e cel ce se vede fără merite, chiar dacă ar avea. Că eu zice că acest fariseu n-a venit înaintea lui Dumnezeu cu minciuni. Era de altfel un om cum se cade. Dacă el a zis că nu este hrăpăreț, dacă el a zis că postește de două ori pe săptămână și că dă zeciuială din toate. Dacă el a zis că nu-i prea curvat. Bă, nu că așa s-a întâmplat. Omul acesta era un om cum se cade. Iisus nu pune în fața noastră un ipocrit. Nu despre asta este vorba. O fi fost și ipocrit. Dar nu asta este adusă în atenție aici. Ci e vorba de un om cum se cade, care în loc să se uite la Dumnezeu și să vadă că de la Dumnezeu îi vine darul, rămâne la limita succeselor sale, se compară cu seminii săi și din comparație le se pe plus. Așa cum am văzut câteodată în adunări, frați. Că el e mai drept, că se îmbracă nu știu cum, că vorbește nu știu cum, că spruncii lui nu știu cum și pe celălalt îl judecă și îl scoate din rai imediat. Dar nici nu discută. La răpire aici rămâneți voi ăștia care sunteți mai libertini sau tom, nu sau mai înguști. Depinde cum ți mintea de sucită sau de sau de dreaptă sau cum o fi, că nu vreau să supăr pe nimeni. Ideea este următoarea. Cu Biblia în mână și cu un soi de succes religios, putem să ne descalificăm în fața lui Dumnezeu dacă ne comparăm cu alții. N-avem voie să ne comparăm cu nimeni. Nu-i voie să te compari. Dacă te compari, din comparația aceasta s-ar putea să se nască o ispită teribilă. Și a ce caz? Ei, sărac în duh, e cel ce se măsoară cu standardul lui Dumnezeu și se vede fără merit. Sărac în duh e cel ce se bije pe harul lui Dumnezeu, pe mila lui Dumnezeu. Și așa să fim. Iar apoi, vorba lui Pavel, dacă observăm lângă noi oameni, frați, ucenici, a căror viață nu-i chiar cum poate nouă ne-ar place sau nu s-ar potrivi întru totul felului nostru de a înțelege, Apostolul Pavel zice, ce-ți tu capul? E robul tău? Nu e robul tău! Dar da, nu ține sărbătoarea cum o ține eu. Și care e problema? Dar da, nu ține obiceiul cum îl ține eu. Și care e problema? E robul tău? Știți că Pavel zice așa radical. Prea intrăm noi în treburile altora și de-a noastră nu ne vedem bine. Da. Dar asta este altă poveste. Haidem acum să mergem spre uh, al patrulea înțeles. Am spus că sărăcie în duh nu e uh, să ai sau să n-ai minte. Sărăcie în duh nu e să ai sau să n-ai bani. Sărăcie în duh, în schimb, este smerenie și totală dependență de Dumnezeu. Și mai e ceva. Fericirea de a nu poseda nimic. Uh, ca să prindem acest înțeles. Trebuie să ne aducem aminte de felul în care Dumnezeu a creat lumea. Potrivit celor descrise în Cartea Geneza, Dumnezeu a făcut cerul, a făcut pământul, a făcut viețuitoarele și, la sfârșit, în ziua a șasea, Dumnezeu l-a creat pe om. E important de observat acest detaliu. E important de observat că, mai înainte să-l facă Dumnezeu pe om, cu toate nevoile sale, Dumnezeu a creat toate resursele și binecuvântările de care vreodată omul ar fi avut nevoie. Vă rog să observați că mai înainte Dumnezeu a făcut grădina Eden, Dumnezeu a făcut florile și viețuitoarele, Dumnezeu a creat toate binecuvântările, nu l-a făcut pe om cu sete, ca fiindu-i sete să se uite în dreapta și în stânga și să nu știe ce îi lipsește. Și cu setea asta interioară, cu foamea trupească în el, nu cum să o aline, să se uite înspre Creator, înspre Dumnezeu și Dumnezeu se intervină magistral și să zică, uite, apă și să facă apă. Iar apoi omul să zică, uau, ce Creator am, că mi-a făcut apă. Sau uite că mi-a făcut și mâncare, mi-a fost foame înainte și acum a făcut mâncare. Dumnezeu nu l-a făcut pe om cu nevoile sale și apoi resursele. Și invers, resursele pe om cu nevoile sale. Întâi Dumnezeu a făcut bine cuvântările. Așa a rânduit Dumnezeu. Grădina și toate celelalte le-a creat Dumnezeu. Apoi l-a creat pe om. După ce l-a creat sau creindu pe om, Dumnezeu a așezat în om simțuri capacități prin care să observe și să interacționeze cu binecuvântările lui Dumnezeu. Ne-a dat ochi cu care să vedem ce este frumos, ureche cu care să auzim ce este plăcut, simț, simțuri prin care să percepem realitățile înconjurătoare, toate aceste daruri ale lui Dumnezeu așezate în jurul nostru. Ce vă spun este biblic. Așa e. Acum, Apoi, după, după toate acestea, Dumnezeu l-a creat pe om cu capacitatea de a se raporta la binecuvântări. Omul era la mijloc, toate binecuvântările erau așa în jur, îmi imaginez ca un atom care are pe mijloc toate aceste orbite, pe orbite așezate binecuvântările, toate exterioare, toate exterioare, iar în interior ceva sacru. În interiorul omului, Dumnezeu a creat un spațiu sacru. Pe care ar trebui să-l numim Templul Inimii sau Inima, iar în acel spațiu sacru Dumnezeu și-a făcut o locuință. În, în om. Și-a făcut o locuință. A dorit să locuiască în acest Templu a Inimii și a locuit în acel Templu a Inimii. Omul sărac în Duh este cam așa. Așezat de Dumnezeu în mijlocul binecuvântărilor lui Dumnezeu cu toate aceste binecuvântări în exteriorul inimii sale și cu inima sa de plin predată și de plin plină de Dumnezeu. Așa era Adam, până să păcătuiască. În momentul în care a păcătuit, îmi imaginez cum lucrurile ar fi venit așa, discret sau pe față, la templu inimii și au început să forțeze ușa. În final au reușit să o dea de perete și se intre înăuntru. Dumnezeu dinăuntru a fost fugărit, scos afară. Iar în interior s-au așezat lucrurile. Din momentul acela omul a început să posede. Din momentul acela omul a început să acumuleze pronumele personal, mie, eu, al meu, a căpătat alt înțeles. Încet, încet, omul a început să acumuleze proprietăți, să posede. Și în timp ce poseda și a acumula, de fapt își pierdea libertatea. El era cel stăpânit și înrobit. Ce-o fi sărăcia în duh? Aș înțelege că sărăcia în duh e cumva restaurarea templului inimii. Sărăcia în duh e să reușim cumva cu ajutorul lui Dumnezeu să fugărim lucrurile care ne stăpânesc inima, să le scoatem afară Dumnezeu să fie chemat înăuntru, așezat pe tron și el să domnească, să stăpânească în sufletul omului, singur și fără niciun competitor. Asta și înțelege sărăcie în duh. Această eliberare de legătura de posesiune cu lucrurile, o exteriorizare a acestor lucruri, pentru că dați în voie să vă spun, frații mei, competitorii lui Dumnezeu în inima omului nu sunt demoni ci sunt binecuvântările Lui Dumnezeu. Da, și demonul s-a strecurat acolo, obraznic. Dar primejdea pentru creștini, primejdea... Vedeți, dumneavoastră, pericolul cel mare, că atâta pricepem acelei demon și de el ne ferim. Problema e felul în care ne relaționăm cu binecuvântările Lui Dumnezeu, cu darurile Lui Dumnezeu. Cele mai. cu răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciune, cu îngrijirea făcută de Dumnezeu nouă, de demoneferim, îi cunoaștem și le zicem înapoi, a mea satano. Dar e un fel ciudat de ne a relaționa cu darurile lui Dumnezeu. Și în zona asta se riscă libertatea creștină. Poate că cel mai frumos pasaj care ilustrează acest principiu este scris în Geneza, capitolul 22. E vorba de Avram și Isaac, jerfirea lui Isaac. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a binecuvântat foarte mult pe Avram. A ajuns să fie înstărit, să fie influent, să fie puternic, dar bărbatul acesta avea o mare frustrare. Dumnezeu încă nu-i dăduse copii. S-a rugat Domnului să primească un urmaș, Domnul i-a promis că va avea un urmaș și în final, după așteptare, s-a născut Isaac. Vă puteți imagina bucuria acestui tată, avea 100 de ani, Sara 90 de ani, s-a născut Isaac. Băiatul a început să crească, bucuria, împlinirea acestei familii, desigur că toate avuțiile, toate bogățiile, toată influența pălea prin comparație cu acest superlativ al grijei lui Dumnezeu, Isaac, era darul lui Dumnezeu pentru Avram. La un moment dat, în spațiile cerești, acolo în locurile cerești, s-a pus o întrebare. Oare Isaac, cea mai mare binecuvântare dată de Dumnezeu acestui tată, acestui bărbat, unde e în raport cu Templul Inimii? Unde e? E în afară sau înăuntru? Unde e? Întrebarea aceasta, stimați frați, e o întrebare grea, întrebare care se va pune în dreptul fiecăruia dintre noi într-una din zilele vieții noastre. Se va pune. Inima lui e toată a mea, întreabă Domnul, sau nu? La această întrebare nu se poate da răspuns teoretic. Cuvintele nu clarifică răspunsul doar încercările. Și încercarea a venit. Într-o zi, într-o noapte, ne spune cuvântul, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, Geneza 22, versetul 2, de-ați putea proiecta ar fi bine, 22, versetul 2. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, Dute în țara Moria și adul ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Vă rog să vă uitați la text. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. De s-ar fi oprit acolo pe care îl iubești și n-ar fi zis pe Isaac, bănuiesc că Avram ar fi găsit o mie de motive se interpreteze că Dumnezeu se referă la Ismael. Și știți de ce? Pentru că, stimații mei frați și stimatele mele surori, nimeni pe fața pământului nu știe să-și protejeze mai bine idolii, ascultați-mă, ca inima noastră. Nimeni. Deci ar fi oprit Dumnezeu acolo și n-ar fi zis pe Isaac, Avram ar fi interpretat în mod justificat, cu o mie de dovezi puse pe foaie. pe Ismael îl Știm să ne protejăm idolii. Dumnezeu însă scutură și zice pe Isaac, du-te în țara Moria și adul ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Mă gândesc că Avram ar fi fost dispus să moară el în loc. Ar fi fost gata să-i propună lui Dumnezeu un târg. Doamne, nu băiatul, eu. Băiatul să trăiască, eu să mor. Accept să fiu pus pe altar și făcut jerfă, ardere de tot și după ce vă mă mistui și voi fi scrum și cenușă, învie-mă și mai trecem o dată prin holocaust și învie-mă și mai trecem o dată și de o mie de ori accept să fiu adus jerfă numai să scape băiatul e un alt tip, jmecher, a inimii noastre. Să compensăm ascultarea cu acte de vitejie. Dumnezeu a zis, pe Isaac, pe Isaac. Avram a acceptat. Cuvântul ne spune că Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru ardere de tot, a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A urmat trei zile de călătorie, ca trei zile de stat în mormânt. Avram și-a făcut o socoteală. El s-a gândit așa. Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu mi-l cere, Dumnezeu mi-a promis că Isaac va fi acela prin care îmi va fi binecuvântată sămânța, prin urmare, facem așa. Eu voi asculta de ce îmi cere Dumnezeu. Îl voi pune pe băiat pe altar. Îl voi da jertfirii. Apoi va fi mistuit în foc. Și după ce voi termina, mă voi așeza pe o piatră lângă altar și o să aștept până mi-l învie Dumnezeu. De acolo nu plec până nu mi-l învie Dumnezeu. Că așa a gândit, avem două dovezi în textele Scripturii. Primul e chiar în pasajul nostru. Ajuns la baza muntelui, Avram zice slugilor, rămâneți aici cu măgarul, că eu și băiatul ne vom duce pe munte și apoi ne, 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 noi doi, întoarce. Așa a zis, Bine, Avram, dar nu știi ce se va întâmpla acolo? Ba da, versetul 5, mergem să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Și așa a fost. Al doilea indiciu este în Evrei 11, unde în mod explicit se scrie că Avram a crezut că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți, din cenușă îl va învia. E perfect adevărat că Avram a înțeles inima lui Dumnezeu. E drept că n-a înțeles exact metoda lui Dumnezeu, dar inima lui Dumnezeu a înțeles-o bine. Avram a decis să asculte. Vă rog să observați dramatismul, felul în care Dumnezeu permite ca acest bărbat să meargă până în punctul din care nu mai era cale de întoarcere au ajuns pe munte, băiatul a zis, tată, focul, lemnele sunt la mine, dar mielul pentru arderea de tot a fost ca un cuțit în rană. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, versetul 9. Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. E teribilă imagine, e cu tremurătoare. E testul suprem. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. A ridicat mâna. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame. Atrage atenția această dublare a numelui. Dacă prima dată zice doar o dată Avrame, de data asta de două ori. Ce-o fi asta? Eu a zice că aici este emoția lui Dumnezeu. Ceva în genul, Avrame, Avrame! Că Dumnezeu a fost emoționat! Avrame, Avrame, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic rău, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai curățat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Dumnezeu l-a lăsat să treacă puntea peste prăpastie, l-a lăsat să rupă puntea, să o distrugă și a ajuns în punctul din care înapoi nu se mai putea întoarce, Dumnezeu i-a spus, de aici mergem împreună singuri. Aici a fost testul. S-a dovedit că templul inimii e gol. E gol de lucruri. S-a dovedit că Isaac e în afară. Poate că e aproape de poartă, dar n-a trecut dincolo. Poate că iubirea de tată și fiu, iubirea de fiu, e atât de apropiată și de strânsă, încât numai Duhul lui Dumnezeu, în urma încercării, va arăta care unde e îi. Și acum s-a lămurit limpede. Omul acesta se teme de Dumnezeu. Inima lui aparține întru totul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și au ce îi spune. Pe, mine pe mine însu -mi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și cine era sămânța? Isaac. Vă rog să observați că Dumnezeu n-a avut nimic cu Isaac. A avut cu Avram. În final, Isaac era binecuvântarea lui Dumnezeu, era darul lui Dumnezeu. Deci ciudate, ciudată inima omenească, ciudate scăile omenești, cum tocmai binecuvântările lui Dumnezeu devin competitorii lui Dumnezeu și piedică între noi și Dumnezeu să ne meargă bine. Ciudat. Fructul rugăciunilor noastre, a postului nostru, a luptei noastre, a muncii noastre devine piedică. Și cei ciudate că avem nevoie. Nu putem fără aceste binecuvântări. Deci, problema nu e Isaac, ci felul de a te raporta la Isaac. În varianta Noului Testament îl avem pe tânărul bogat, căruia i s-a cerut de asemenea să fie jertfit Isaac, numai că în cazul lui Isaac erau bani. Domnul spune acestui om așa. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vin-o după mine. Mă întreb, mă întreb în fața dumneavoastră, dacă tânărul ar fi avut credință, ce credeți? I-ar fi întors Dumnezeu înapoi averea? Eu mă gândesc că l-ar fi înviat și pe Isaacul lui, după cum a promis în Cuvânt. Dar omul n-a avut curaj. Problema n-a fost că tânărul acela era bogat. Dumnezeu avea pregătite recompense, răsplătiri, prin care urma să pună în loc sacrificiul făcut. Problema n-a fost averea, ci modul nebun de a te raporta la avere. Relația de posesiune. Relația de posesiune. Avram a coborât de pe munte, era însoțit de băiatul lui, Viața a mers înainte, dar din ziua aceea Avram a avut mai limpede decât a avut vreodată, că Isaac aparține mai întâi lui Dumnezeu și că el și inima lui este cu totul a lui Dumnezeu. Probabil că semenii, văzându-i vecinii, cunoscuții sau străinii, ar fi zis ce om prosper, ce om bogat, ce om înavuțit, ce om fericit, ce om influent la care Avram ar fi putut să spună nu știți nimic. Era sărac în duh, cu totul lipsit, cu totul liber de orice legătură de posesiune cu binecuvântările lui Dumnezeu, în timp ce vremelnic îi se permitea să guverneze peste ele. Asta e sărăcia în duh. Această eliberare a inimii și predare a ei de plin și total pentru Dumnezeu. În timp ce ți se permite să stai între binecuvântările lui Dumnezeu, cu darul, cu puterea și capacitatea de la Dumnezeu să le vezi, să interacționezi cu ele, să te bucuri de ele, să le administrezi, dar pe orbitele periferice ale inimii, în inimă, doar Hristos. Asta e sărăcia în Duh. Acum, mergând spre încheiere, dați-mi voi să vă pun o întrebare două. Pe Isaac al dumneavoastră, cum îl cheamă? Are un nume. Cum îl cheamă? Competitorii lui Dumnezeu nu sunt demoni, ci sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Cum îl cheamă pe Isaac? Sau aș întreba pe cei mai tineri, pe feciori, Isaca. <laughs> cine -i? E cineva, e ceva ce vine de la Dumnezeu. Răspunsul dat de Dumnezeu rugăciunilor tale, grija harului său față de tine, pe care l-ai luat cu orbire și te-ai agățat de el și te-ai curat în suflet, știind că fără acel ceva nu mai ești. Dumnezeu cere să-l scoți afară. Nu trebuie să-l alunge departe. Undeva mai în exterior, doar. Suficient de departe ca să nu fie în inimă, suficient de aproape ca să-l poți ajunge cu mâna. Eu așa înțeleg Evanghelia. Asta e sărăcie în duh. Și dacă va voi Dumnezeu să ne dea propășire, ne va da. Dacă va vrea să ne treacă prin lipsuri, ne va trece. Dacă ne va da copiii, ne va da. Dacă ne va lăsa fără ei, ne va lăsa un lucru limpede. Inima este a lui Dumnezeu. Și cu el ne ducem înainte până la moarte. Asta s-ar numi fericirea de a nu poseda nimic în timp ce stăpânești și administrezi câte ceva. Ai și mașina ta. Nici nu trebuie să ai mașină ca să o ai în inimă. Poți să ai și o bicicletă în inimă. Sau poți să ai în inimă ideea că ai putea avea o mașină. Mașină n-ai. <gură> Atât de ciudat omul poate fi înrobit, nu de o mașină, deci are mașină, este lucru mare, poate fi înrobit de ideea că are mașină. Atât de ciudat omul. Vă îndemn să ne scuturăm de toate aceste chestiuni care țin mai degrabă de vulnerabilitățile naturii noastre umenești și să venim cu minți la picioarele Domnului nostru Hristos, rugându-L să ne elibereze de orice legătură de posesiune cu aceste lucruri. Ne vom ruga în seara aceasta și poate că e un moment potrivit când ne vom ruga să ne rugăm lui Dumnezeu cum s-a rugat odată un om a lui. Auziți ce rugăciune! Am scris-o aici. Tată, a zis acest om, eu vreau să te cunosc dar inima mea lașă nu vrea să renunțe la jucăriile ei. Nu mă pot despărți de ele fără ca inima să-mi sângereze și nu vreau să ascund de tine groaza de această despărțire. Vin la tine, Doamne, tremurând, dar vin. Te rog, smulge din rădăcini acele lucruri din inima mea pe care le-am îndrăgit atâta vreme și care au devenit o parte din mine astfel încât tu să intri și să locuiești acolo fără niciun rival. Așa se ruga Tozer. Ne-ar inspira și pe noi. Amin.